Можете ли презента аудиовизуал до Destart, Corbina, redacția emisiunii Limba Română. Deci începând din 25 august, date în care prima fază a reorganizării de audiovizual din țară, deci există legea audiovizualului. Soarta redacțiilor minorităților naționale. Acum chiar aș putea să vorbesc și numele redacției Miciului Limba Române de la Ugorod, în partea domnului Viola și de la Aru și din partea redacției noastre. Deci dacă inițial am cerut în statut o specificare a respectivelor regiuni de frontieră, deci Ugorod, Cernăuți și Odessa, la fel cu ce a fost votată legea în legislativul Mucurea Neamnă, deci nu se specifică. Deci, rog să mă înțelegeți corect, nu se vorbește de lichidare 100% a redacției emisiunii a minorităților naționale, însă orice proces de optimizare prevede și o reducere de cadre, deci ar însemna un prim pas spre dispariția redacției emisiunii în limba română. Din momentul ce istoria redacției, deci noi existăm în urmă mai mult de 6 decenii și domnul Zeca Tărățeanu, care sunt deci desigur și-a desfășurat activitatea domnului de jurnalist în respectiva redacției, perspectiva cam este tulbure și mă gândesc că într-un viitor apropiat ar putea să dispară, deci ar putea să propună audiovizual românesc în Ucraina. Deci parlamentare, nu cu ucraineni, au votat legea, însă audiovizual care prevede cu abonament ori publicitate în limba, deci în limba română, ori alte venituri suplimentare, deci nu știu dacă este corect pentru comunitatea românească, cei 200.000 să vină cu niște publicitate sau noi să fim așa în goană, să căutăm o finanțare oricare pentru acest audiovizual. Deci o redacție care a fost fondată de 6 decenii în urmă, deci de comuniști, de autoritățile sovietice, mă gândesc că Ucraina este alta, democratică, după Revoluția Demnității, mă gândeam, se vedea acest colectiv, că ar fi fost cazul să fie mărit numărul de ori în limba română și nu să se vorbească despre un segment referitor la reducerea și a personalului și iarăși nu există o claritate, deci unde va apărea, pe ce post de televiziune sau va fi o companie, ar fi normal, o companie, deci teritorială aici, în regiunea Cernăuți, la fel în regiunea Ușurod și în Odessa. Statul nu pierde nimic. Vreau dacă puteți să interveniți să faceți un studiu la acea comisie interparlamentar-ucraineană-română, da. Vă mulțumesc foarte mult. Я в своїй частині, в мере своїх повноважень, своєї, скажімо так, політичної позиції можу відповісти. Ось ви розповідаєте насура компетенції функціонали і компетенції політичі, яка нам часом зробили? Можу вас завірити, що я, як Куліш, Володимир Куліш, депутат і голова комісії обласної ради по національним відносинам, міжнаціональним відносинам, зроблю все, щоб цього не сталося. І переконаний, що ближча сесія обласної ради, ми будемо ініціювати депутатський запит і звернення до Верховної Ради. Cea mai apropiată sesiune Consiliului Regional va fi o întrebare de deputat și o adresare către Parlament în acest sens. Alerți deputatele Vostului Rade, cum și zice în comisie, Ricor Selină, noi copărțuim în simpletate, de rezultatul pravilor de material, a може навіть i vnesenie po pravă do prăinia do zakonu. Nu am dacă îmi trebuie tot în Chieve. Împreună cu consilierii, membrii ai comisii întrebați în direct, și asta dacă va fi să vă pregătiți și în proiect de modificare al legii respective, Для мене це принципове питання, і як керівник політичної організації я все зроблю для того, щоб це не сталося перше, і зробив, щоб це було гарантовано, і ця частина передбачення мала перспективу розвитку. Țara pe care are reformă și suntem fel convins că funcționarii de la Chiev sau birocrații de la Chiev totuși încearcă undeva să influențeze asupra acestui proiect. Da, mă rog. În primul rând, domnul deputat, că va face tot posibilul, chiar și parcursul acestor reforme, să fie păstrată această redacție și, din potrivă, situația sau după această redacție să meargă înspre bine. Foarte frumos că și această reformă și-o nezăbuie, zămeche, zămeche, zămeche. Ce-o ne stăm?
Так, ще має пост... Є лідеру партії Порошенко, можна ще додати. Ще має пост інформацію, що має десь на часу проблема, да. Тим себе слухав Лідія України, що він дав до відділу, включача, Лідія Осточа, ти шпатили до Ощінчав, ну, я чи привести реорганізація, ну, приведе де Свінцар, і он не каритати Петру Кринасу, да, акума прин чача конфірмат, сперав, мов паті ще ной, он де мерсе, сенсу аста, ще сперав, ти де цей група не біде. Конфірт, що вас за факт, що держав, що треба інтересувати. Воробно.